48 de unități de învățământ liceal și profesional din județul Dolj își prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2018-2019 în cadrul Târgului. Evenimentul se va desfășura la Centrul Multifuncțional Craiova între orele 9-18. Târgul ofertelor educaționale își propune consilierea și îndrumarea tinerilor absolvenți în vederea alegerii liceului și profilului dorit. Toți cei interesați pot vizita târgul în acest interval orar, în special elevii claselor a 8 din mediul urban și rural. Activitatea din cadrul târgului este organizată de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova, REA de PFL și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj. Pe 14 mai va avea loc un alt eveniment în domeniul educațional, respectiv Caravana Bursei Ofertei Școlare.